Bun găsit, prieteni! Știm foarte bine, este important să mâncăm sănătos. Fructele au un rol important într-o alimentație sănătoasă, dar în același timp, iarna, spre exemplu, nu putem consuma aceeași cantitate de fructe sau nu avem la dispoziție aceeași varietate de fructe, așa cum se întâmplă vara. Sigur, putem mânca și fructe din import, însă anumiți specialiști sunt de părere că nu sunt la fel de sănătoase și că aportul de vitamine nu este la fel de eficient. În ceea ce privește vara însă, la noi în țară, din fericire, avem la dispoziție o mulțime de fructe. Foarte bune, foarte sănătoase, unele dintre ele bio, nestropite, mai avem și rude pe la țară, așadar nu putem spune că sunt greu accesibile. Trebuie să știm, un nou studiu arată că sistemul imunitar, sigur, este întărit de aportul de vitamine și mai cu seamă de vitamina C, dar nu numai, și că el poate fi întărit pentru iarna, în așa fel încât și pentru sezonul de toamnă, atunci când apare cea mai mare incidență a virozelor, încă de pe timpul verii. Așadar, mâncăm fructe vara pentru a ne întări sistemul imunitar și a face față luptei cu virusurile pe parcursul toamnei și în cursul iernii, în cursul sezonului rece în general. Fructe avem din belșug, căpșune, cireșe, chiar și prune, caise, în fine, o mulțime, mere, în perioada aceasta și urmează să se facă, sunt tot felul de fructe care se află în pârg în acest moment. Sunt foarte gustoase, dar mare atenție că, sigur, dorim să ne întărim sistemul imunitar și să avem, să scăpăm de carențele de vitamina C, ba din pot, chiar să ne facem un stoc, așa. Dar am putea să ne facem și un stoc de grăsime, asta dacă exagerăm. Acum nu știu câți dintre voi mănâncă mai mult de 3-4 fructe pe zi, nu mă refer la 3-4 căpșune, 3-4 cireșe, ci în general la o cantitate mai mare de jumătate de kilogram de fructe pe zi. Cei care nu au afecțiuni și nu au probleme de sănătate pot să consume până la 400-500 de grame de fructe pe zi, dacă nu mai adaugă și alte porcării, dacă nu mai adaugă alte porcării pe lângă, le pot consuma liniștiți pentru a-și întări sistemul imunitar. Vă reamintesc, este sezonul în care putem să facem lucrul ăsta și vom beneficia atât pe timpul verii, cât mai ales toamna și iarna, când ne vom dori, dar să avem un sistem imunitar, imunitar mai puternic, dar lucrul ăsta nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Începem iar cu suplimentele de vitamina C și nu că n-ar fi utile, dar efectul lor, după cum știți, se vede în timp. Este mai bine să prevenim decât să tratăm. Ne revedem mâine dimineață. Un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media. Zi minunată să aveți!